La ultima ședință extraordinară a Consiliului Județean Neamț din 8 septembrie 2016, consilierul liberal Lucian Pelepcu a solicitat din nou președintelui Ionel Arsene achitarea celei de-a doua tranșe a aparatului de radiologie de la Spitalul Roman. La conferința de presă care a urmat ca de obicei ședinței, președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a spus că după știința sa există încă probleme legate de organizarea licitației de achiziționare a aparatului. Mai marele peste Consiliul Județean și-ar dori să știe că de problema aparatului de la Roman se interesează și primarul municipiului Roman, liberalul Laurențiu Leoreanu. Spitalul Județean Neamț deservește și locuitorii municipiului Roman, 1. 2. Noi avem contract. Avem asociere cu municipiul Piatra Neamț, cu primăria municipiului Roman, pardon, de 5 miliarde și noi ne-am îndeplinit obligația. Dacă o să cercetați mai atent dumneavoastră la Roman acolo, o să vedeți că ei nici n-au început licitația, sunt blocați. Doamnă, eu știu că sunt probleme. Noi, pe asocierea care o avem cu municipiul Roman, ne-am îndeplinit obligațiile. Sigur, eu nu spun că nu vreau să mai dăm bani, însă aș vrea să văd un pic că și primarul Romanului este interesat de chestiunea asta. Președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene a promis că va vizita Spitalul Municipal de Urgență Roman pentru a se informa la fața locului atât despre aparatul de radiologie, dar și pentru a vedea modul în care se folosesc fondurile la această unitate sanitară. Președintele Consiliului Județean susține că cele mai mari investiții în Neamț s-au realizat în timpul guvernului Ponta. La rectificarea din luna septembrie, județul Neamț nu a primit niciun leu pentru niciun domeniu de activitate. O să vin, doamnă. O să vin. Și apropo de banii care s-au dat anul trecut la Spitalul Județean Neamț, anul trecut sunt bani care s-au dat, de fapt, de acum 2 ani, când a fost aprobat această investiție la Spitalul Județean, atunci aveam un guvern care se uita cu fața spre administrația locală și spre spitalele din România. Astăzi vă spun că județul Neamț a fost rectificare și n-am primit niciun leu pe cheltuieli, pe drumuri, pe spitale, pe nimic, nimic, nimic. Deci actualul guvern de tehnocrați susținut de Partidul Național Liberal nu a trimis niciun ban județului Neamț. La fiecare rectificare în ultimii 3 ani de zile, județul Neamț a primit foarte mulți bani de la vechiul guvern Ponta. Astăzi, când vorbim, n-am primit niciun ban. Președintele Consiliului Județean Neamț a dat asigurări că până la urmă se va găsi o soluție de rezolvare a problemei legate de achitarea celei de-a doua tranșe a aparatului de radiologie de la Roman. Eu sunt foarte binevoitor și vreau să găsesc o soluție și o să găsim o soluție și pentru a da suma de bani pentru acest computer de la Roman, însă mi-aș dori să văd că are puțin interes și primarul Romanului să rezolvăm problema de la Spitalul Municipal. Nu poți să stai și să ceri doar Consiliului Județean Neamț bani pentru tomograful din Roman și tu, primarul municipiului Roman, cu banii din primărie să faci borduri și spații verzi printre blocuri. Adică haideți să vedem care este prioritatea municipiului Roman și a Spitalului Municipal și haideți să punem umărul împreună acolo. Eu vreau să văd, știți cum e, Dumnezeu te ajută, dar nu-ți bagă în traistă. Președintele Ionel Arsene nu a ezitat însă să susțină că există jurnaliști care au ca misiune de a pune presiune pe conducerea Consiliului Județean prin întrebările repetate despre acest subiect. Acesta susține că liberalii fac un joc politic și că, personal, acesta va face față oricărui joc politic. Nu, niciodată. N-a venit niciodată cu nicio solicitare către Consiliul Județean. Haideți să o lămurim, dacă tot vreți. Sigur, sunt unii din colegii dumneavoastră care au o misiune frumoasă, elegantă, să vină să mă întrebe când dau, când dau, ce frumos e făcut Romanul și eu am spus de când am venit pe scaunul ăsta de președinte al Consiliului Județean că vreau să fac mai mult administrație decât politică. Subiectul cu Spitalul de la Roman și cu acest computer e ridicat în fiecare ședință și se face un joc politic. Vor să joace politic cu mine, jucăm politic cât vor. Eu aș vrea să vedem cum găsim soluții împreună să rezolvăm problemele. Așa cum am găsit soluții pentru drumurile naționale din județul Neamț, așa cum am găsit soluții pentru drumurile județene, așa cum am găsit soluții să asfaltăm și să punem canalizare în județul Neamț, așa cum am găsit soluții pentru foarte multe probleme și pentru Spitalul Județean Neamț, așa aș vrea să găsim soluții și pentru Spitalul Municipal din Roman.
Președintele Consiliului Județean susține că la mijloc ar mai fi vorba și de orgolii ale edilului de la Roman, care de la instalarea sa nu și-a găsit timp să-i facă o vizită pentru a discuta despre problemele municipiului pe care îl păstorește. Dar vreau să-l văd pe primarul Romanului că își face timp, când se întoarce el de prin vacanțe sau unde se duce, să vină să discutăm despre problemele reale cu care se confruntă Spitalul Municipal din Roman. Și municipiul Roman, de ce nu? Deocamdată am 2 luni de când sunt președintele Consiliului Județean, sau cât am aici, nici nu m-a sunat, nici n-a venit. Vreau să spun că toți primarii din județul Neamț mi-au călcat pragul și, indiferent de culoarea politică, am găsit soluții pentru fiecare. Ionel Arsene a mai spus că între Consiliul Județean și Spitalul Roman nu există niciun contract în care să se stipuleze obligativitatea achitării în integralitate a aparatului de radiologie de la Roman. Începând din luna septembrie, în conformitate cu prevederile contractuale, Spitalul Municipal de Urgență Roman achită 0,1% penalități de întârziere în fiecare zi, adică 5 milioane de lei pe zi. Acest lucru înseamnă că într-o lună din bugetul Spitalului Roman vor pleca doar pe aceste penalități 150 de milioane de lei.